Bună seara, dragii mei! Bun găsit la Ecosistem! Sunt Giulia Vicianu și alături de mine l-am pe domnul Eugen Stamate, președintele Organizației Județene a Partidului Ecologist Român. Bine v-am găsit, domnule Stamate, după atâta și atâta pauză! Bun găsit, Giulia, bun găsit, dragi prieteni, bun găsit, dragi privitori. Într-adevăr, am fost privați de a apărea în fața micilor ecrane pentru că știm foarte bine, a fost o campanie electorală care s-a desfășurat pe o perioadă determinată, iar în calitate de președinte de partid nu puteam apărea în emisiunea pe care o facem decât dacă era emisiunea de dezbatere electorală. A fost alegerile europarlamentare, rezultatele au fost foarte interesante. Cum comentați dumneavoastră? Au fost niște alegeri atipice și cred că niciodată în celelalte două, trei scrutinuri de alegeri europarlamentare nu au fost atât de mari surprize, pentru că în primul rând prezența la vot a fost una numeroasă și rezultatul a fost unul neașteptat. Știți foarte bine că am discutat în emisiune pe care le-am avut în perioada de precampanie. Am anticipat anumite scoruri și preconizam ca de fiecare dată o prezență la vot undeva la 30, 32, 35%. Se pare că strategia pe care a fost folosită la nivel central pentru a comasa aceste alegeri europarlamentare împreună cu acest referendum, accentuând o anumită nemulțumire și o furie a populației pe anumite persoane, a dus la o prezență mult mai mare la vot, ceea ce a arătat că lucrurile nu stau de fapt așa cum credeam noi. Și a fost un semnal de alarmă pentru anumite partide politice, a fost un așa un balon și o bulă de aer pentru anumite partide politice care deja s-au înălțat foarte mult și privesc de foarte sus celelalte partide politice, având deja un scor nesperat, dar din punctul meu de vedere cred că nu putem să confundăm acest tip de alegeri, cum a fost cel de pentru europarlamentare, unde miza electoratului, miza gălățenilor, era una cu realmente redusă, ca să-i spunem așa. Rezultatele imediate nu sunt cele care pot modifica, nu știu, starea de spirit, nivelul de trai al gălățenilor, al românilor în special. Alegerile europarlamentare au așa, sunt un preambul, dacă vreți să spunem, un joc de glezne, o pregătire pentru alegerile cele importante care urmează. Și știm foarte bine că acum la alegerile europarlamentare se prefigurează anumite alianțe politice, anumite înțelegeri pentru a putea consolida în alegerile locale și parlamentare. Rezultatul care l-au luat partidele, în special cele care, neavând nici organizații puternice, neavând structuri bine aranjate, și au fost unele în care au arătat nemulțumirea și supărările oamenilor legat de atitudinea unor partide care astăzi, de ce să nu spunem lucrurilor pe nume, conduc și au avut o anumită conduită. Eu cred că s-a tras învățămintele necesare, s-au spus lucrurile clare, s-au pus toate pe masă, iar fiecare dintre cei factorii implicați au învățat ceva. Cei care se credeau pe cai mari, albi, frumoși și învingătorii a tuturor alegerilor au înțeles că lucrurile se pot schimba într-o noapte. Cei care întrezăreau așa și sperau la a prinde un rezultat mai bun au avut niște rezultate extraordinar de bune. Aici mă refer la USR, mă refer la PNL, care, hai să fim serioși, ne uităm la componența și la modul în care sunt structurile lor politice, că vorbim de entități care
propagă materialul electoral, vin cu anumite proiecte, cu anumite programe și toate aceste lucruri se regăsesc într-o platformă program, gălățenii și românii în general votează în cunoștință de cauză. Aici a fost cu totul altceva, a fost ceva atipic. În primul rând, oamenii au venit nemulțumiți de persoane, au venit și au dat un vot împotrivă și aici cred că ghinionul nostru al ecologiștilor, pot spune între ghilimele ghinionul, pentru că știți foarte bine că a existat un protocol semnat și pentru alegerile europarlamentare și vreau să spun că dacă noi am fi avut candidați și listă de candidați pentru alegerile europarlamentare, bag mâna în foc că făceam, la Galați cred că făceam un 9%, bag mâna în foc. Și la nivel național făceam un 6-7%. Dacă a scos UDMR-ul 6,2-6,4, adică un scor nu forțat, un scor care arată mai mult decât se putea. Și oamenii au votat tocmai împotriva unor partide politice. Și către cine puteau să se ducă? Unii au spus, domnule, votez cu ungurii. Probabil că au votat cu ungurii. Alții ar fi spus, domnule, votez cu ecologiști, pentru că au niște proiecte interesante, pentru că văd lucruri într-o perspectivă, îi interesează dezvoltarea durabilă și chiar țin la bunul mers al lucrurilor în țara noastră. Dar, din păcate, știți foarte bine că strategia, am discutat foarte mult pe această temă la nivel național, a fost una de a susține și de a primi la schimb acele proiecte de lege în care, hai să fim serioși, unul dintre ele s-a și materializat. Aici vorbim de TVA-ul zero la produsele bio și la produsele eco, ceea ce este un lucru extraordinar de bun. Mai rămâne acum legea cu privire la exportul, interzicerea exportului de bușteni și de cherestea, ci să producem aici materie, să producem produse finite și să le exportăm în situația în care este cerere pentru așa ceva. Și, din păcate, ecologiștii n-au avut o listă, n-au fost acolo prezenți în alegerile europarlamentare, n-au primit voturi. Am fost prezenți doar așa, sufletește, la aceste alegeri. Să nu uităm că în Germania, verzii europeni și-au dublat scorul la alegeri. În Franța, iarăși, nesperat, au crescut foarte mult, în Austria. Peste tot în Europa, verzii au o pondere importantă, sunt apreciați, sunt respectați pentru poziția lor corectă și la noi, din nefericire, nu am găsit încă canalul și frecvența de a comunica cu electoratul pentru a ne pune pe masă acel program, acel proiect care să fie pentru viitor. Ce informații ne puteți oferi în ceea ce privește alegerile prezidențiale? Păi sunt cele care bat la ușă. Vedeți foarte bine că președintele s-a implicat, președintele în exercițiu, Klaus Iohannis, s-a implicat foarte mult în alegerile europarlamentare prin acest referendum. Au ținut foarte mult ca acest referendum se desfășoare odată cu alegerile europarlamentare, numai că foarte mulți dintre români ar vrea să se întâmple ceva după acest rezultat de la referendum. Din nefericire, el nu provoacă efecte. Și se încearcă acum o nouă consultare a populației, probabil, după cum ar încerca unii, în momentul în care vor fi alegerile prezidențiale, tocmai pentru a repeta această figură. Fiecare îi spune cum dorește. Poate să spună cineva o figură, cineva poate să spună o șmecherie, cineva poate să spună o strategie de campanie, aș putea spune, pentru anumite partide, pentru a-și consolida și pentru a-și atrage electoratul la vot, pentru că știm foarte bine, o mare parte din electoratul de dreapta este unul mai comod și nu prea participă la alegeri. Cred că alegerile prezidențiale din anul acesta vor fi extrem de interesante. Pe partea stângă, observați că Partidul Social Democrat, principalul partid politic din România, cu cele mai multe voturi câștigate, vorbesc de alegerile parlamentare, cred că se va reinventa până la alegerile prezidențiale. Va scoate din joben un candidat pregătit, bine conturat și apreciat de către, în primul rând, de către electoratul PSD, pentru că știm foarte bine, ei se bazează foarte mult pe membrii și pe simpatizanții PSD. De partea cealaltă, Klaus Iohannis,
are avantajul mandatului în exercițiu, pleacă deja de la un 25%, 100%, deci el fără să facă nimic tot primește un 25% prin acțiune și prin atitudinea că a avut, a mai câștigat ceva simpatie, atitudinea avută legată de diaspora, de cei care au organizat alegerile, i-au înrăit și au făcut pe cei din afară să voteze, și asta se știe dintotdeauna, votează împotriva oricărui guvern există, indiferent că se numește PDL, PSD, PMP, PC, pe oricare ar fi denumirea lui, cei din diasporă merg întotdeauna a vota împotrivă. Și cred că se prefigurează un avantaj important pentru actualul președinte. Depinde foarte mult dacă va exista o coaliție pe partea stângă, va exista un candidat curat, pregătit cu adevărat și care să poată să reprezinte România, aici mă refer în zona diplomatică, în zona internă, să fie cu adevărat un bun mediator și un foarte bun interpret și un bun înțelegător al fenomenului și al sistemului nostru românesc, cu toate că e foarte greu să se impună cineva după un președinte în exercițiu. Cum preconizați că vor fi rezultatele la alegerile locale și parlamentare? Doamnă, e o întrebare foarte bună și vă spun și de ce. Pentru că nu putem să confundăm și să spunem că dacă la europarlamentare anumite partide au luat 25, 30, 28, 17%, aceste lucruri se vor regăsi și în alegerile locale, cele care urmează după alegerile prezidențiale și care ne interesează pe toți în mod direct. Pentru că în alegerile locale vom avea în primul rând Consiliul Local, care practic e guvernul nostru local, vom avea primarul municipiului Galați, care este, ca să facem așa un corespondent, președintele României, vom avea Consiliul Județului Galați, consilierii județeni, vom avea președintele Consiliului Județean. Contează foarte mult dacă se va pune presiune pentru a schimba joacă aceasta cu alegerile primarului și a președintelui Consiliului Județean, dacă alegerea primarului va fi în două tururi de scrutin și alegerea președintelui Consiliului Județean va fi uninominală. Pentru că atunci va conta foarte mult omul care va candida și cred că mai puțin partidul și în momentul în care sunt două tururi de scrutin, jocurile se fac prin negocieri și prin alianțe, nu întotdeauna la vedere, ci fiecare vor fi interesați, ca unii vor dori să aibă primarul, în speță președintele Consiliului Județean, iar ceilalți mai mici care pot contribui la această joacă, vor dori și ei să aibă câte ceva din cadrul serviciilor, să le spunem așa, de concertate. Vor fi surprize și acolo, pentru că mai e nu atât de mult, mai puțin de un an de zile până la alegerile locale și contează foarte mult, cum a fost și acum, motivația celor care vin la vot. Acum a fost un sentiment de ură și un sentiment de supărare și au stârnit foarte mult pe români să vină la vot. Dacă la alegerile locale va fi o prezență la vot de 60%, cred că nici Dumnezeu nu știe care va fi rezultatul alegerilor. Pentru că, hai să spun, la câteva voturi se mai poate jongla, dar la o prezență de 60%, 50% e mai complicat. Și acolo contează foarte mult cei care se prezintă în fața electoratului, dacă sunt persoane credibile, dacă sunt persoane care au în spate o performanță sau au făcut ceva și dacă chiar sunt de încredere și vor să facă ceva pentru România și pentru Galați. Ne puteți oferi noi informații despre activitatea Partidului Ecologist? Doamnă, a fost ziua mediului, a fost luna pădurii, ecologiștii sunt bucuroși, ecologiștii sunt voioși, sunt iubitori de oameni, ei sunt prezenți, nu sunt o specie aparte ecologiștii, fac parte dintre noi, ne întâlnim cu ei zilnic, noi sperăm ca
cel puțin până sfârșitul anului, când vor fi alegerile prezidențiale, toate organizațiile noastre, aici mă refer, organizația municipală să fie bine pusă la punct și să avem măcar jumătate din organizațiile din județ înființate, pentru că știm foarte bine că foarte multe voturi vin și din județ, contează foarte mult din fiecare comună, câte 10, 20, 30, 50 de voturi contează în coșul mare de voturi primite. Și noi suntem pregătiți, noi venim de fiecare dată și asta nu o spunem de acum, o spunem din 2011. Cred că a venit vremea, văzând aceiași oameni cu aceleași rezultate, cred că e timpul să schimbăm ceva. Și atunci putem schimba la vot. Haideți să revenim pe plan local. Cu toți am observat repercursiunile ploilor și a inundațiilor. Ce este de comentat în această privință? Noi facem emisiunea stimată și distins moderator. De aia, să spunem, cred că avem aproape, ne apropiem și noi de jumătate, trei sferturi de an. Și noi vorbim aici în studioul Express TV din 2011 de toate aceste defrișări. Vorbim de a terasa zonele, de a le împăduri, de a face perdele forestiere de protecție. Vorbim de decolmatarea acestor pârâiașe care știm bine că atunci când plouă torențial n-ai ce să le faci pentru că se înfundă, sunt foarte multe probleme. Am venit cu soluții de-a lungul timpului, le-am prezentat aici, am făcut adrese către factorii abilitați și responsabili. Din nefericire vreau să vă spun un lucru. Atât timp cât nu ești în Consiliul Local, în Consiliul Județului Galați, cât nu ești în Parlamentul României, vorbele noastre rămân doar vorbe. Sunt trecute la nivelul... Da, sunt niște declarații al unor băieți foarte simpatici, sunt bine intenționați, au dreptate prin ceea ce spun, dar, uitați, bugetul nostru nu ne permite să facem aceste investiții. Cred că vremea acestor declarații ale factorilor responsabili a cam trecut. Cred că este o obligație și o responsabilitate a decidenților în momentul în care au experiențe din anii precedenți și știm foarte bine că natura, dacă nu ai grijă de ea și nu te comporți frumos cu ea, se poate întoarce împotriva noastră și e de ajuns un minut sau o oră din viață să schimbe totul într-un mod neașteptat. Acum, noi vom mai face demersuri, vom fi în continuare dedicați și implicați în toate puterile noastre, că mai mult de atât nu putem face. A trimite scrisori de intenții, a face anumite recomandări, nu putem influența să facem proiecte de lege sau de hotărâri de Consiliu Local. Dar avem o șansă. În 2020 putem să votăm ecologiști și să-i avem acolo la masă. O campanie de voluntariat nu ar ajuta? Acum mă refer strict la ceea ce se întâmplă pe Dunăre. Am observat cu toții. Da, din păcate toate vin coboară, toate aceste peturi, toate aceste lemne, gunoaie, mortăciuni care sunt luate de ape și care ajung în zona noastră. Orice țară civilizată are măsuri imediate în situații limită. Și atunci trebuie găsite, nu știu, tot cei care sunt responsabili și care au decizia în mână pot găsi că lucrurile astea nu se întâmplă în fiecare an. Sau, dacă se întâmplă în fiecare an, se întâmplă într-o anumită perioadă a anului. Poți găsi, pot să vă dau acum o soluție rapidă. O asociație de voluntari cu trei bărci gonflabile, cu o plasă dintre aia de pescuit, le strâng, le scot la malul Dunării, vine un echipament care să le colecteze, să le strângă de pe Dunăre, le pune într-un tractor și le duce la Ecosal acolo să le poată recicla și refolosi și am rezolvat problema. Dar e cineva care trebuie să-i mobilizeze, cineva care să-i sprijine și cineva care să le dea o temă de casă. Ce alte noi soluții mai propuneți pentru un Galați mai bun? Doamne, propun niște oameni mai buni. Dacă oamenii sunt buni și Galațiul va fi mai bun. Galațiul nu este o entitate așa de sine stătătoare și se poate transforma peste noapte. El este compus din oameni și oamenii creează și sfințesc locul. Dacă oamenii sunt buni și orașul este bun.
Și cred că în mare 70% din orașul nostru este un oraș din oameni buni, compus din oameni buni și oameni extrem de bine intenționați. Trebuie să canalizați, trebuie să mobilizați, trebuie să puși la treabă pentru ca orașul să aibă și suflu și dinamica și ținuta economică care ne dorim noi dintotdeauna. Multe depind și de noi. Ne-am tot obișnuit să stăm cu mâna întinsă și să ne pice de undeva de sus. Sau să vină cineva și să pună biciu pe noi. Multe dintre inițiative trebuie să plece și de la noi. Haideți să atingem și puțin subiectul spiritualității. Ce părere aveți despre vizita Papei? O vizită extrem de frumoasă, benefică și bine primită. De toate părțile. S-a văzut și întâlnirea extraordinar de frumoasă între fericitul Părinte Patriarh Daniel, care este într-adevăr o persoană extrem de bine pregătită din toate punctele de vedere și apreciată a fost de către santitatea sa Papa Francisc. Întâlnirea a fost una frumoasă, românii au dat dovadă de prietenie, de iubire, indiferent de faptul că românii sunt în majoritate ortodoxi. Dumnezeu e unul singur și vizita întâi stătătorului Bisericii Catolice a fost un prilej de bucurie, un prilej de omenie și de comuniune cu toți locuitorii români. Ne-am dorit ca aceste cuvinte frumoase transmise de papă, aceste încurajări și aceste, nu știu, mesaje transmise să fie percepute la adevărata și la justa lor valoare, iar cei responsabili să țină cont de aceste lucruri și să încerce din poziția în care se află, din locul în care ei îl ocupă vremelnic, să încerce să facă o lume mai bună. Ca cei ce vor veni să își amintească cu plăcere și cu bucurie de cei care au trecut prin anumite funcții, posturi vremelnice și au făcut ceva pentru România și pentru români. În ziua de astăzi mai este tineretul apropiat de spiritualitate? Când e nevoie, când calcă strâmb și când le e greu. Românul general și hoțul când zice la furat spune un Doamne ajută, face o cruce repede ca să nu-l prindă. Teama de Dumnezeu, care de fapt nu e o teamă, ci este o bucurie. Dumnezeu nu pedepsește, cum a fost întotdeauna, Doamne, că te pedepsești. E o bucurie să fii în comuniune cu învățăturile și să fii bun, să-i ajuți pe semeni, să-i ajuți pe ceilalți, pentru că înzecit se va întoarce. Tineretul în general, și ați fi surprins să vedeți la biserici, în general, foarte mulți tineri vin, se roagă, aprind o lumânare, cinstesc amintirea celor care nu mai sunt astăzi printre noi. Avem un tineret în mare parte educat din punct de vedere spiritual și observ întâlnirile acestea frumoase, spirituale, care se creează. Aici pot să vă spun întâlnirile de la Buciumeni, în care foarte mulți tineri, mulți elevi vin, se întâlnesc într-o comuniune foarte frumoasă. Sunt întâlnirile tinerilor de la Ascor, care iară sunt prileji de bucurie și de comuniune pe latura asta spirituală. Foarte mulți, foarte mulți, dacă veți merge, mergem împreună duminică și vizităm 6 biserici care le vreți dumneavoastră, veți vedea că sunt foarte mulți tineri care participă la Sfânta Liturghie, stau acolo în comuniune, își pun o rugăciune, aprind o lumânare, fac lucruri importante pentru noi și asta ne diferențiază în fond și la urma urmei de ceilalți, celelalte popoare din Europa sau din altă parte, această credință a străbunilor noștri, credință, tradiție și dorința de a fi și de a face mai bine. Haideți să vorbim puțin și despre timpul liber. A fost un mare concert la noi la Galați. Are nevoie orașul nostru de astfel de evenimente? Da. De ce să nu aibă nevoie? Păi, mă uitam că a fost acum un eveniment, a fost evenimentul cu grădina publică. Grădina publică cu pizza, a fost spectacolul cu Forța Zoo, a fost gala de box, aici a fost, nu gala de box, a fost un concurs internațional, sper să nu greșesc, și aveam un prieten care căuta disperat o cameră la hotel. Toate camerele erau ocupate. Doamne, și din punctul de vedere, e un lucru benefic.
Hotelurile au încărcare aproape 100%, restaurantele se mănâncă o pizza, se bea o bere, se fac niște mici, se mănâncă o ciorbă la prânz, le merg bine și întreprinzătorilor privați. Dacă nu ne putem dezvolta pe alte laturi, cred că e o soluție să devenim aici un pol al turismului, un pol al entertainmentului, un pol al divertismentului, al ce vreți dumneavoastră, numai să se întâmple ceva. Și faptul că au venit cei de la Forța Zoo, dincolo de toate acele neajunsuri care le povestesc unii. A fost un eveniment major în viața Galațiului, a fost un eveniment foarte frumos, n-am participat, am fost plecat din localitate, am citit și eu pe aici, pe acolo, am văzut câteva impresii, e bine că se întâmplă lucruri de genul acesta și dacă ele dezvoltă, îl ajută și pe cel care e frizer să mai tundă pe cineva, o coafeză mai pune două bigudiuri, mai se mănâncă o pizza, mai se mănâncă doi covrici de la o covrigărie, o simigerie, se întâmplă ceva, banii se mișcă și e totul în regulă. Atâta timp cât ne vizitează și se întâmplă lucruri frumoase, eu zic că lucrurile merg bine. Domnule Stamate, vă mulțumesc frumos că mi-ați fost alături. După o pauză îndelungată și eu mă bucur tare mult să vă revăd, chiar îmi era dor pe dumneavoastră și pe dragii noștri gălățieni privitori să-i revăd prin intermediul televizorului. Și ce să vă doresc? Să fim sănătoși în primul rând și să mergem înainte. Dragii mei, vă mulțumesc și vouă că mi-ați fost alături. Seară bună vă doresc!